mamă uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Doliul este un sentiment de tristețe profundă din cauza decesului unei persoane. Pierderea unui membru al familiei sau unei persoane dragi poate să creeze și să mențină pentru mult timp o rană în inimă. Fica mea de 2 ani și jumătate a fost împușcată. Nu știu ce să fac cu viața mea acum. Dorul, amintirile și melancolia întristează și rănesc inima multor persoane. Dar Domnul Iisus spune: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viață. Gândindu-ne la acest lucru, duminică pe data de 20 august, vom realiza Duminica Mângâietorului. Dumneavoastră care ați pierdut pe cineva drag, dumneavoastră care deocamdată nu ați reușit să treceți peste moartea unui membru al familiei, dumneavoastră care încă sunteți cu inima îndurerată și rănită, veniți în această duminică să participați la o slujbă specială la Catedrala Credinței și Mângâietorul, care este Duhul Sfânt, va coborâ peste viața dumneavoastră, ștergându-vă ochii de lacrimi. Duminică 20 august, Duminica Mânghietorului, la ora 9 de dimineață, pe șoseaua Fundeni numărul 11, în sectorul 2 din București, sau la centrul de ajutor mai apropiat.